Suntem la bunica Irina acasă, aici unde Filip e foarte vesel. Vreau să vă spun o poveste legată de ce i s-a întâmplat lui la un moment dat. Cunoașteți deja, nu mai intru în detalii, situația lui Filip, asupra căreia n-aș mai reveni, n-aș mai insista. Dar vreau să vă spun așa, la un moment dat Filip era foarte implicat în tot felul de terapii, de recuperare. Era foarte, cum să zic, dornic să evolueze, să progreseze. Am avut echipe de terapeuți care au venit acasă, de la americani până la români. Mă rog, am investit o perioadă, știu toți părinții care se confruntă cu astfel de probleme, despre ce este vorba. Și veneau un otopen la noi, vorbesc mult, da? Așa, și l-am integrat în tot felul de comunități, mergea în tot felul de centre, s-a simțit bine, alături de copii cu care făceau parte din diverse spectre de dizabilități sau cu autism, dar el neavând totuși autism, și se simțea foarte bine, progrese fizice, progrese intelectuale, atunci a învățat să deseneze, să picteze, se descurca singur, se încheia la șireturi pentru că la ei motricitatea fină e foarte redusă și acum are probleme în a fi foarte precis pe anumite detalii de genul ăsta. Băi, amuzantule, vrei să scoți limba, dar vrei să scoți limba, nu? Așa, la un moment dat însă s-a întâmplat un eveniment care l-a afectat foarte tare. Avea niște prieteni sau un prieten pe strada pe care locuiam, în Otopeni, de care se atașase foarte tare. Și acest prieten, care era foarte conciliant, foarte tolerant cu el și foarte drăguț, avea un frate. E bine, acest frate care era mai mare, mă rog, nu l-a grea deloc pe Filip și într-o zi i-a spus acestui frățior al lui niște lucruri foarte urâte despre Filip și l-a obligat practic să renunțe la relația cu băiatul ăsta, care a fost foarte afectat și a suferit foarte mult. Cuvintele au fost foarte dure, mă rog, ale acelui băiat. Totul vine de la părinți, până la urmă, de la capacitatea sau incapacitatea acestora de a le explica propriilor copii că există și alte ființe pe lumea asta care n-au avut aceeași șansă. Dar nu le mai... Uite, nu. Care nu au avut aceleași șanse, care nu au trecut prin dificultăți. Filip s-a născut absolut normal, numai că, din păcate, la 2 luni a făcut o formă foarte dură de varicelă și asta i-a afectat niște circuite neuronale. Asta a fost neșansa lui și, în același timp, poate șansa de a le arăta altora că există și o altă viață și că ar trebui să fim mult mai toleranți cu astfel de cazuri, de situații. Aici părinții ar trebui să fie mult mai implicați. Am trecut prin multe situații, nu? Dar iubirea a fost mai presus de orice. Nu, dar și la Vâlcea s-a întâmplat, când mergea la tine. Am fost într-o situație inedită, în urma care am plâns. Eram în parc cu el, ne antrenam cu mingea într-o dispoziție extraordinară și la un moment dat un grup de liceiști au trecut pe lângă el, auzindu-l că nu poate vorbi și mergând stângaci, au început să râdă, să fere, uite-mă, un monstru. M-am șocat, lacrimile au venit instantaneu, dar în parc mai erau și alte mămici cu niște copii care imediat au sărit și au conexat și erau plâns, au venit lângă mine, l-au luat de mânuță și l-au pus să se joace cu copiii lor. E, vedeți ce discrepanță e între educația oamenilor. Wow. Așa. El nu are nicio vină, că așa a venit încercarea asta, probabil că a venit cu o învățătură și pentru părinți, și pentru bunici, și pentru el. Noi ne-am interacționat. El se simte bine, el e șmecher. Facem ce putem ca el să se simtă bine. Atât că ne-a dat domnul nouă. Nu, dar vreau să spun că de atunci n-a mai fost la fel. N-a mai fost atât de dornic să facă progrese. N-a mai fost atât de dornic să facă sport, s-a retras. Uite, se ducea în Basarabia, se ducea în Basarabia la copiii de acolo, la părinții Cristinei, o perioadă și copiii de acolo au primit mult mai bine. Da. Îl priveau ca pe un star de la București. Nu îți plăceau fetele de acolo. Conexau cu el. Da, avea niște prieteni. Îi plăceau glumele lui. S-a simțit bine la bunica Olga. Nu, dar era o altă diferență de atitudine a copilului. Ai știut cum le chema fetele de la unghie? Cum le chema? Nu mai ții minte, nu? Nu. O să le vedem.
Ai uitat. Oricum, este mare lucru să putem să generăm iubire, să primim iubire și da, să facem tot ce putem. Da, ideea este așa, am vrut la un moment dat, de exemplu, pornind de la această situație și întâlnindu-mă cu tot felul de părinți, cu copii de acest tip, să fac un centru privat, pentru că, din păcate, nu există foarte puține centre de acest tip în România, atipic, altfel, cu o fermă, cu un spa, cu o situație în care, de exemplu, doi copii să stea... Copiii să stea de luni până vineri acolo, astfel încât să-i ajute și pe părinți să se mai degajeze, să fie supravegheați de terapeuți care să doarmă cu ei noaptea, câte doi copii supravegheați de un terapeut, să aibă aceste practici, animale, spa, muncă, părinții să ia vinerea, să ia în weekend. Să existe și cazuri umanitare pe care le susținem, dar e foarte greu într-o țară ca România să facem acest lucru. Este, nu știu, ar trebui implicare masivă, trebuie sigur niște fonduri. Poate vom reuși să creăm un astfel de lanț la un moment dat pentru copiii cu astfel de dizabilități, pentru că merită un efort, merită și părinții suport și sprijin. Părinți care fac eforturi financiare de multe ori extraordinare, pentru că statul român aici e destul de deficitar la acest capitol. Vreau să vă spun că, până la urmă, astfel de situații se pot întâmpla în viața oricui. Și contează enorm să poți să vorbești cu copiii tăi despre astfel de cazuri, pentru că de multe ori pot naște și genera sechele, atitudinea copiilor față de alți copii pot genera sechele pe viață, mai ales în cazul unor oameni de acest tip. Și uite, de la mici exemple de genul ăsta se pot naște probleme foarte mari. Fili mergea și la not, făcea sport, n-a mai vrut să facă nimic câțiva ani de zile. Acum și-a mai revenit de ceva timp, e mult mai sociabil. Și el oricum e sociabil și are umor și așa mai departe și plac activitățile, dar s-au întâmplat lucruri, pentru că ne făcând sport au apărut niște deficiențe fizice, etc., etc. Ce faci, mi-ești bine azi? Vesel, tot ok. Îți place la tati în brațe. Ești bebe. Ți-e lene? Lene e viața ta. Ia, mai arată, mamă. Păi zice, trece, depistez la el un simț cromatic deosebit, ceresc. Lucrează cu atâta atenție și cu atâta migală și cu zâmbetul pe buze și vezi, parcă e un mic înger a plecat asupra deserului. Asta înseamnă că ar avea o șansă dacă și statul român s-ar implica în poveștile lor. Statul român nu o să vină să facă el pentru noi chestiile astea, din păcate. Nu există, există foarte puține, să zicem, instrumente de genul ăsta la dispoziția copiilor cu astfel de probleme, da. Sunt multe lucruri frumoase făcute de el. Dar ne putem descurca, nu ne plângem, nu am vrut să mă plâng, am vrut doar să spun că se pot întâmpla lucruri dacă ne solidarizăm și dacă privim altfel aceste situații. Nu trebuie să le ascundem. Am mai primit și mesaje dure de la foarte puțini, adevărat, oamenii au reacționat excepțional. Am privat, mai sunt unii care nu sunt de acord și care cred că nu știu ce, că n-ar trebui să expunem astfel de situații. E o prostie, este o prostie, trebuie să facem așa ceva pentru că este un semn de normalitate. Și n-ar trebui să izolăm acești copii ca și cum sunt un gunoi pe care bați sub preș, mi se pare jenant. Mi se pare o atitudine absolut brutală și nu vom face progrese dacă nu iubim bătrânii. Nu avem grijă de copii cu astfel de probleme, de persoane cu dizabilități și de animale în general în toată țara. Sunt semne elementare de civilizație. Filip e bine, este un caz fericit pentru că este iubit, dar sunt multe alte situații care pot fi corectate cu sprijin și cu suport. Poate reușim împreună să facem acele proiecte, nu știu, fac un apel la toți cei care ar vrea să se implice într-o astfel de situație, să mediatizăm și poate facem aceste centre pentru copiii cu dizabilități în care să apară o mulțime de cazuri umanitare pe lângă cei care și-ar putea permite să susțină copiii de vineri în astfel de centre, dar merită o șansă toți acești tineri și acești oameni să facem ceva cu ei, pentru că mulți au talente și înzestrări excepționale și chiar își pot reveni. Ți-ți rău. El își descărca, fiți atenți, își descărca programe de pe net înainte să învețe să scrie, pentru că știe să scrie de tipar sau să citească grupuri de cuvinte, adică atât de își dezvoltase niște abilități extraordinare, reținea grupuri de cuvinte, le fotografia efectiv vizual și le introducea apoi pe net și își descărca singur programe. Deci, ca să vedeți totuși ce abilități își pot dezvolta copiii de acest gen în lipsa altor
are o memorie vizuală. Calități, da. Dacă îl duc în Brazilia, într-un sat, la un moment dat și revin după 3 ani, el știe să mă duc acolo. Și vrei, ajungem în Brazilia, mă ghidează și cum a fost stânga, a fost dreapta. Deci are, astea sunt particularitățile de unor astfel de tineri și nu, de-aia nici nu trebuie să-i privim cu nu știu, o superioritate reținere. Sau o reținere, pentru că au niște calități extraordinare, mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei. Și niște suflete deosebite. Chiar dacă unii sunt contorsionați, sufletește sau chinuiți, cu sprijin și suport se pot dezvolta extraordinar. Și viața a demonstrat asta de multe ori. Vă salutăm pe toți, ia salută. Cum îți place ție? Salut! Ceau! Ceau! Vorbiți cu Filip, scrieți-i mesaje, vă așteaptă. Că îi le citesc. Și el vă răspunde, vă mai răspund, mă mai pune să vă răspund. Așteaptă mesajele voastre. Scoți și limba. Da, ea se mai așa că îi place, îți glumească mult. Da, îi plac glumele. Exact. La maxim. La maxim. Așa. Și sunt foarte interesant să vă răspund la mesaje și să vorbim. Moș Crăciun, nu cântăm acum, a trecut momentul cu Moș Crăciun. Pa! Weekend plăcut în continuare. Ceau! Ceau, ceau, ceau!